întrebare, pentru că exact, se ref- de fapt două întrebări, care se referă la ce a spus dumneavoastră în ultimele secunde. So, mă numesc John Gabriel Marinescu, sunt jurnalist american de origine română, producător de filme, documentare și interviuri filmate, pe care le transmit în toată lumea și în același timp mă ocup de un business foarte larg de, de design industrial, textil industrial. Deci mă, mă refer la partea la, de, la business-ul acesta de, de jurnalistică. Deci abia am venit de câteva zile din România, am fost într-un periplu european, am avut probleme în tot în 6 țări europene privitor la business-ul meu de textile industry, timp în care am venit și am revenit în, în România, am făcut așa un dute vinul, un fel de trafic, între Franța, România, Italia, România, Germania, România, pentru a mă întâlni cu câteva personalități din guvernul României și în câteva ministere, special aranjate și de mult aranjate cu cel puțin două luni înainte. Printre care, prima mea, deci este vorba de motivul pentru care mă aflam în România, era pentru a colecta material filmat cu noua imagine a României, material scris, care se referă la noua imagine a României. De ce? Pentru că peste puțină vreme voi avea o emisiune de televiziune, o nouă emisiune de televiziune în această țară, în New York, care se va referi în exclusivitate de la România de astăzi, nouă, cu învățăciuni, cu tot felul de lucruri. Deci eram, mă aflam în România pentru a colecta acest material care mi-a fost pus la dispoziție, deci a fost un prim pas bun, mă refer la relațiile dintre noi, cei care am plecat de 30 de ani, sunt de 30 de ani în America, pe vremuri eram considerați transfugi, astăzi nu. Astăzi ni se cere ajutorul sau suntem sprijiniți a face a populariza România în lume, în sensul strict pozitiv. Pentru că eu mă aflu de 32 ani, nu mi-e rușine să spun că m-am săturat ascultând, prezentând în locurile că noi suntem români de nu știu cum, că nu știu ce facem, furăm, nu suntem corecți și mai departe. Deci noi suntem altfel. Deci asta vreau să promovez de 30 de ani, asta o fac de 32 de ani. Deci, printre altele, mă refer la România. La periplele mele din ăla, călătoriile mele din România, repetate, naveta mea din țările limitrofe Europei și România, și la un alt subiect la care dumneavoastră chiar ați spus în ultimele secunde ceva. Deci mi-ați permite să pun două întrebări, domnule ministru? Ok, sunt puțin cam lungi întrebările, dar ele, lungimea lor motivează, cum se cheamă, dorința de a vă pune întrebări. So, prima întrebare. Este vorba despre, privind imaginea României în lume, cum își aduce contribuția, spre exemplu, Ministerul Afacerilor Externe în promovarea imaginii României de astăzi, a României actuale. Există programe specifice și speciale în acest sens? Dacă este posibil și permis, puteți să ne enumerați câteva? So, legată de problema de promovare a României, imaginii României de astăzi în lume, dacă acțiunea Institutului Cultural Român din New York, respectiv din America, credeți că a făcut bine salariații cu statut de diplomat, de diplomați din cadrul ICR-ului, când în loc să promoveze adevăratele valori ale artei și culturii românești, conform legii fundamentale de funcționare, legii numărul 356, dată 11 iulie 2003, articolul 2, citez, în care se spune clar, institutul are drept scop reprezentarea, promovarea și protejarea culturii și civilizației naționale în țară și în străinătate, lege care a fost semnată de către excelența sa, fostul președinte al României, domnul Ion Iliescu, lege care apoi a fost publicată în monitor oficial cu numărul 529 din 23 aprilie. So, astfel, acești salariați împreună și sub conducerea directă a doamnei Corina Șuteu, directorii cele din New York, au organizat o expoziție promovând o artă care nici pe departe nu ne aparține. Elementele le știm. Ok, nu vreau să... Ok, bun. Întrebarea finală a fost dacă... cum vedeți dumneavoastră, cum priviți dumneavoastră această acțiune a ICR-ului, pentru că cei care sunt aici au statut, de astea vreau să explic, au statut, cum se cheamă, diplomatic, aflând de unde? De la domnul secretar general al Ministerului Culturii și Cultelor, domnul doctor Nistulescu, cu care am avut o întâlnire înainte cu o zi de a ajunge la Ministerul de Externe și mi-a spus franș și clar că și Ministerul Afacerilor Externe are legătură cu această
acest ICR-ul. Și mi-a explicat de ce. Păi zice, pentru că salariații de la ICR-urile din lume, unde au luat ființă, au statut diplomatic și chiar doamna Siziana Dragoș mi-a explicat în prezența domnului profesor doctor Dumitru, așa, despre această situație și care tot domnia sa mi-a pus la dispoziție legea și tot absolut. Da, domnul, deci vă întreb în noastră... Da. Pentru că eu sunt cel care am filmat expoziția, eu sunt cel care am scris articole ample referitor, pentru că sunt în măsură și în drept, sunt inginer constructor hidrotehnist, dar în America n-am făcut ce se vândă meseria. Am mai terminat o facultate de arte în cadrul lui Fashion Institute of Technology, cu specializare în textile surface și am predat vreo câțiva ani de zile un curs de arte. Deci sunt îndreptățit și sunt expert în artă. Am publicat în lume de aproape 7 ani de zile o carte despre cultura, despre motivul profesional popular românesc, care face parte din cultura noastră, României. So, deci sunt îndreptățit și am fost îndreptățit să întreb și să discut despre acest scot la lumină, acest fapt indezirabil, pentru că ne-am murdărit obrazul și nouă românilor de aici, și românilor de acasă, și însăși a României. So, și am terminat. Acesta fiind prima întrebare. Externe a inițiat 10 programe cadru finanțate de finanțare care au ca scop următoarele. Este o dată un program pe care l-am intitulat Mihai Reminescu de promovarea limbii române, Mihai Eminescu, alt program de susținere a învățământului în limba română pentru comunitățile de peste hotare, Spiro Haret, nu întâmplătoare, asocierea cu acest nume, alt program pentru promovarea culturii române prin intermediul artelor spectacolului, Ion Luca Caragiale, alt program pentru promovarea creației muzicale și arte interpretative, George Enescu, promovarea creației românilor de pentru tine în domeniul artelor vizuale, Constantin Brâncuș, cetății civile românești din străinătate, Societas, recuperarea și promovarea valorilor aparținând patrimoniul național, patrimoniul se cheamă, dezvoltarea cercetărilor. Cât privește unele evenimente sau unele momente care au generat dezbateri intense, contradictorii, eu pot doar atâta să afirm că institutele culturale românești din străinătate au ca obiectiv, pe de o parte, așa cum spunea și eu, consider că este important să fie implicat în activitățile de acest gen membrii comunității românești aflați în zonele unde se găsesc asemenea institute. În același timp, este important ca valorile noastre culturale să fie cunoscute și de ceilalți cetățeni din țara respectivă, în cazul de față cetățenii americani, și așa, acest lucru trebuie văzut și sub unghiul faptului că trăim într-o societate democratică, unde diversitatea de opinii, de păreri, de percepții, inclusiv în domeniul artistic, este o realitate pe care nu o putem nega și trebuie să o respectăm ca atare. Și de aceea, cred că preocuparea pe care dumneavoastră ați exprimat-o este de luat în seamă și vă mulțumesc. O afirm foarte clar. În același timp, tot de luat în seamă, sunt și opinii potrivit cărora evenimente de genul sau manifestări de genul celei pe care a organizat-o Institutul Cultural de la New York, au fost apreciate într-o serie de cercuri ale societății americane. Nu, deci, vă contrazic, doar. Deci, eu vă spun ceea ce am citit... Dar asta nu e suficient. Stați un pic. De asta am și vorbit despre diferențele și diversitatea de opinii. Dar, repet, este absolut firesc să se țină seama de opiniile exprimate în mod democratic de toți cei care au dreptul și pot să exprime opinii. Yeah.